cum poți avea încredere deplină în partenerul tău? Sunt Victor Toriani, psihoterapeut, psiholog clinician și organizațional și am pentru tine câteva aspecte pe care te invit să le exersezi în relația ta. Fii deschis, exprimă și verbalizează emoțiile. Aliniază ceea ce gândești cu ceea ce spui, ceea ce spui cu ceea ce faci. Nu menaja partenerul până renunți la tine. Măștile au costuri mari în relații. Nu fă promisiuni pe care nu le poți ține. E bine să promitem mai puțin, dar să facem mai mult. Fii un bun confident. Noțiunea de intimitate presupune discreție și respect față de intimitatea celuilalt. De aceea e foarte important ca aspectele delicate și sensibile ale relației să fie discutate în primul rând între parteneri. Dacă nu funcționează acest lucru, discutați intimitatea voastră în prezența unui specialist în care aveți amândoi încredere.